10 двух столбов. Ba da, avem voie. Ioane, ce s-a întâmplat ieri după ce ai făcut interviu? M-a amenințat șef penitenciar Lăcabura, penitenciar, m-a dus de două ori, m-a ținut în cabinet. Știi că n-ai voie să faci asta? Răspuns penal, răspuns penal. M-a ținut în cabinet și m-a amenințat cu moartea, că dacă mă dețin penitenciar... Amenințare cu moartea, dar eu nu fac lucru. Păi dă-mi voie să vorbesc! Dă-mi voie să vorbesc cu el! Radu, Marie, o altă instanță, e o solicitare, solicit să asist și să filmez, inclusiv dumnealui cere. Deci interzice. Eu am tăiat la mână, sfiul dade șef, a fost încăpșat, mi s-a aplicat forța fizică, mijloacele speciale și tot așa și mai departe. Unde sunt drepturile condamnate? Doamne, suntem lipsiți de libertate, dar nu știu de drepturi. Colaboratorii penitenciarului numărul 4 comport foarte urâtă privința noastră. Noi suntem la sine izolare, noi nu suntem în zona locativă. Șef penitenciarului, Paula Jenis, domnului domnul Gabura, care el este șef de penitenciar. Ei stau și beau cofe în cabinet și absurdesc toți să condamnați. Și comport cu noi foarte urât. Lumina ne stânge. Ziua și noapte, noi nu avem lumină, noi nu avem crana, noi avem crana care trebuie să o avem. Noi stăm sub sol, unde plouă, chică podul în cap. Cum să nu faci și noi gălăjie? Noi suntem sancționați pentru ce? Deși sub sol stau eu în orat distanță, că la mine, la geam, eu nu văd nici soarele, nu văd nici cer, nu văd absolut nimic. Acolo tot e întuneric. Celula toată e întuneric. Eu n-am nici lumină în celulă, n-am nimic, absolut. La mine vedere, sunt minus 2% la ochi stâng. Mie trebuie lumina soarele, care eu sunt distrus vederea complet. Eu m-am adresat de mai multe ori la administrație, administrația nu a luat nimic în considerație. Administrația m-a provocat, administrația vorbește urât. Foarte urât vorbește, se comportă foarte urât. Când vedem și când îi solicit, când se vină, când luminește toată situația care este, lor este tot una. Ei nu iau nimic în considerație. Cum a spus domnul Gabura, o să eu, de 22 de ani lucrez în penitenciar, o să am îndoiesc mult condamnat, dar putem în 2 în 2 secunde. Tot departament și luați cereri din ăsta penitenciar, cum sunt maltratați, cum sunt ținuți sub sol, unii curge apă în podval. Dar n-am mers și eu trebuie să spun adevărul care este. Nu, eu când ies apă voi mă tăți mă prutiți așa, plecați forța fizică.